Dumnezeu nu-i dă pe față, dar îi spune că i-a văzut acolo unde folosesc Domnul. Acum tu deja, bă, tot ești sub influență, dar nu e problema de tine, vorbesc de ceilalți care vreau pe ascuns. Știi ce spune Biblia? O spus, nu te uita la vin când curge roșu în pahar și faci mărgăritare. Aludică ușor pe cât, mușcă ca un șarpe și înțapă ca un paslin. Băuturile tale sunt gălăgioase și cine se îmbată cu ele nu este un om înțelept, este cuvânt scris. Da? Vinul, mustul și curvia fură mințile omului. Nu te îmbăta de vin, aceasta este destrăbălare. Vă citesc tot ceea ce este scris. Și așa că mult mai multe dovezi avem că noi nu avem voie ca poporul lui Dumnezeu să bem niciun fel de băutură alcoolică, pentru că dacă vreau să mă ascund de fratele păstor sau de voi, mă pot ascunde, da? Mă duc în altă țară sau în altă localitate, nu mă vede nimeni, dar mă vede Dumnezeu. Și la noi, în adunare, au fost persoane de genul care via pe ascuns și au zis, bețivanule, la pocăit, bețivanule, oprește-te și ia hotărâi să nu mai bei că te dau de bol. Și știi ce a spus Duhul Sfânt de la bol? Tu care faci treburile, ascunzi sticla cu băutură după amnar, acolo în șura, cu vânt, și din soția să nu știi că ai băut, te dau pe față, așa a vorbit Duhul Sfânt. Dar știi ce s-a întâmplat? O soră care știa că bărbatul ei bea, nu și-o da seama și-o striga cât o putut, vai, ăsta este Ionela meu. Și toată adunarea o știu că el deja o folosi băutura. Ai văzut cum lucrează Dumnezeu? Nu-i spune să te scoale în picioare, dar prin gura soției, prin gura soțului, prin gura celor care te văd, bă, și deja știe. Noi vorbesc în privința aceasta. Era martor ocular și nu i-a convenit că prorocul a strigat de la tot, bețivanule, oprește-te, că iară te pun sub disciplină. Dar el nervos a ieșit de la adunare și mă întreabă, bă, poate să ocărească Dumnezeu? Zic, Mihai, dacă ai băut un pahar de alcool, poți să spui că Dumnezeu zice cinstitule? Tu zici că ai băut și ești un bețivan. Cine bea, ești bețivan, da? Cine face rău, sunt răi. Da? Băi, m-am lămurit și cu tine. Am zice mie. Și eram în stradă, în față, discutam cu doi frați ieșind din biserică după 3 zile și iese din bufet, bea ca bea putea să plate, merge, vine în dreptul nostru, bună seara, el nu mai putea vorbi din cauza alcoolului. Și continuă drumul, dar se întoarce înapoi și îl cunoaște pe un vecin de-a lui. Și zice, băi, Mircea, de ce mă urmărești? Bă, nu vezi că dragul tău da din bol? Ți-o spus în adunare, n-ai vrut și acum noi iară te pune sub disciplină până nu vei mai folosi alcool. Dumnezeu să ne binecuvânteze.